Cresa libera trecere. Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă invit în minutele următoare să ne întoarcem la tradiții. Vă invit să discutăm despre obiceiuri, despre datin, despre Sfintele Sărbători de Paști. Avem un invitat special, este vorba de doamna profesor Rusu Grațiela, bibliotecar în cadrul Liceului Teoretic Ștefan cel Mare din municipiul Râmnicu-Sărat. Invitata este prezentă astăzi din dorința mea și mulțumesc foarte mult pentru că s-a rupt din activitățile zilnice desfășurate în unitatea de învățământ din municipiul nostru. Cunoscând acțiunile, cunoscând experiența și bogatele activității desfășurate cu elevii Liceului Ștefan cel Mare în această perioadă, am decis să vin în fața dumneavoastră să ne vorbească despre frumos, despre Tradiții, să ne întoarcem într-un colț, să fim mai spirituale Astăzi, la Presa Liberă Trecere, bine ați revenit! Mulțumesc bună seara dumneavoastră, telespectatorilor, de aici, din Râmnic și de pretutindeni, pentru că ne întoarcem la datin oriunde ne-am găsit uh, trupește. Spiritual, întotdeauna există un drum către casă. Ori acest drum. Este pregătit cumva de aceste sărbători um, religioase, mistice, spre care ne îndreptăm odată cu primăvara, cu renașterea vegetației. Are loc, poate, în fiecare din noi, o renaștere spirituală spre bine, spre frumos și spre valorile pe care umanitatea în întregul său, l-a construit de-a lungul multor milenii. Așa cum ne încântă și reprezintă și frumosul buchet de lalele pe care l-ați adus dumneavoastră astăzi, discutam despre primăvară, despre renașterea naturii, despre drumul către casă, către acasă. După cum bine știm, toți românii fac acest drum anual sau chiar de două ori pe an, cei care sunt departe de casă. Probabil și dumnealor ar trebui să le vorbim în ediția de astăzi. Da, cel mai greu este să fii simplu și drumul spre simplitate, spre modestie, spre. A este un drum spre mântuire și spre nemurire, ca o condiție a câștigării libertății. Pentru că mântuirea și ideea de nemurire este sau constituie factorul primordial pentru orice creștin. Atunci când omul a gândit că trebuie să fie nemuritor, adică să se alăture divinității, el ales să fie liber. Pentru că libertatea înseamnă responsabilitate. Și responsabilitatea înseamnă cunoaștere Cunoașterea înseamnă suferință, înseamnă muncă. Ea nu se obține așa oricum, fără sacrificiu. Ori aceste sărbători pascale sunt menite să ne amintească, să ne reamintească drumul parcurs de Isus pentru izbăvirea neamului omenesc și suferințele prin care acesta a trecut. Omul învață din cunoaștere. Ori cel mai ușor mod de a cunoaște este acela de a trăi. De aceea, ritualic, în fiecare an, reînvierea um, umanității trebuie să aibă la bază o poveste frumoasă, pe care unii au declarat-o mit și pe care noi uh, o trăim uh, cu emoție. O trăim cu emoție pentru că ne dorim an de an să fim mai buni, să fim mai uh, toleranți și mai frumoși spiritual. Vedeți, noastră vorbim despre acest drum spre mântuire într-o perioadă, într-o lume guvernată de indiferență, într-o lume guvernată de ură, de diferite interese, o lume guvernată de grabă, de tehnologie. Da, asistăm la o îmbinare a laicului cu profanul. Și în situația aceasta este foarte greu să împarți uh, lumea în două. Este bine să îmbini tehnologia, să îmbini ceea ce este laic cu ceea ce este profan în sensul pozitiv al îmbinării. Adică ne naștem cu grăuntele de lumină sădit în noi de divinitate. El este acolo dinainte de toate nașterile lumii, dintr-o începuturi. Ori divinitatea ne obligă să cunoaștem pentru că noi ne-am dorit să cunoaștem. În momentul în care lăsați în grădina Raiului Adam și Eva în mod conștient, sau au sau nevoit, au acceptat să încalce această taină pe care Dumnezeu a cerut ca omul să o păstreze, el și-a asumat niște responsabilități și Cred că Dumnezeu a vrut să ne ferească pe noi, oamenii de suferință. Cunoașterea nu înseamnă întotdeauna um, o stare de bine. Nu înseamnă întotdeauna succes. Nu înseamnă întotdeauna bucurie. Um, cunoașterea reprezintă o formă de meditație o responsabilitate și o datorie pe care tu trebuie să o ai vis-a-vis -vis de copii vis-a-vis -vis de ceilalți oameni care nu au avut șansa de a avea un drum lin spre descifrarea tainelor. Viața în esența este o taină ca și nașterea, moartea. În schimb, acest parcurs dintre naștere și moarte este presărat de anumite evenimente foarte importante. Fiecare idee pe care o expuneți, dumneavoastră, îmi dă oportunitatea de a deschide un alt subiect de discuție, și vă mulțumesc pentru acest lucru. Vorbeați de o datorie. Aș vrea că sunteți de acord să vorbim în câteva cuvinte, în câteva momente despre datoria părinte-copil, datoria profesor-elev Sunteți în măsură să ne vorbiți de ambele situații? Da, este, este bine pusă problema de dumneavoastră Datoria nu este numai dintr-o parte Aici trebuie să fie o... Ambianță între familie și școală. Pentru că undeva unde cineva construiește, altcineva poate să strice sau poate să învețe greșit. Noi, la Liceul Ștefan cel Mare, am încercat de-a lungul timpului să construim spirite înalte și telespectatorii dumneavoastră vor putea urmări imagini din cadrul diferitelor activități desfășurate în liceu. Am ales nu întâmplător perioada de fix în urmă cu 10 ani. De ce? Pentru că este o perioadă de bilanț în care poți să ai niște răspunsuri la munca pe care ai depus-o atunci. A fost ea benefică acelor copii? Cât de benefică a fost? Cât de frumos au conturat acele spirite în care tu ai investit timp, în care ai investit uh, sentimente, pentru că în momentul în care începi să lucrezi cu un copil, uh, investești niște sentimente în el. Nu poți să fii nepăsător față de trăirile lui. Și atunci uh, îl iubești creștinește, pentru că vorbim de o iubire creștinească pe care dascălul um, o are față de elevul său. Um. Și din experiența didactică, ce ați constatat? Cum au abordat tinerii, în urmă cu un deceniu, această perioadă? Cum au simțit momentul în învierii Domnului Isus Hristos? A fost foarte frumos atunci, pentru că noi am încercat să îmbinăm spiritualitatea românească cu evenimentul în sine și copiii au fost îmbrăcați în costume populare românești, ei au trebuit să vopsească, atunci nu aveam posibilitatea în ouălor. Oh, și ulterior am făcut rost de conde și am aplicat această tehnică a condeiatului. Eu au vopsit ouăle și fiecare a trebuit să-și pună o dorință. A mers pe simbolistică, simbolistică pe care ei trebuiau să o identifice în costumele populare. Linia verticală care însemna viața, linia orizontală, moartea, două linii continui, spirala, deci ideea de eternitate, de nemurire, cunoașterea, unghiurile. Și tot așa, adică era un alt mod de a comunica o informație desprins de unde? Din uh, credința creștină. Și atunci uh, ei trebuiau să cerceteze și fiecare să-și imprime pe o ușor respectiv, pe care atunci l-au luat acasă, să-și imprime um, gândurile. Și chiar este și un material, cred că îl are domnul director, cu un interviu, fiecare copil a fost intervievat, să spună ce a gândit în momentul în care a pictat-o respectiv. Majoritatea celor elevi au terminat facultatea, unii mai sunt încă în facultate, cei care fac șase ani de facultate, acolo se numără și băiatul meu și uh, a fost uh, așa, am zis, uh, ei au făcut și un material în perioada aceea cu interviuri luate pe stradă. Uh, știu perioada, Rumice, mea, cu draga minte, da. Da, și atunci am gândit că ar fi frumos să i uh, reunesc într o activitate. Pardon, într o activitate în care ei să elaboreze un material în care să vorbească despre ei, cei de atunci, despre ei, cei de astăzi, despre cum i-a influențat școala în dezvoltarea lor și în formarea spirituală. Pentru că plecarea de acasă, plecarea dintr-un anumit mediu și evoluția pe o anumită um, um, spirală a muncii intelectuale nu a însemnat desprinderea de credință. Chiar dacă ei au îmbrăcat traseul cu tehnologie da? cu tot ceea ce înseamnă cuceriri și uh, noutăți în tehnologie în informatică fel de fel de um, trasee pe care ei și le-au ales um, ei se reîntorc acasă și uh, spun asta, de ce spun? Pentru că eu am avut o experiență în zilele trecute, când a venit băiatul și mi-a zis, e -mi propus să mergem undeva. Nu pot să merg, mi-a spus. Dacă vreți să mergeți, mergeți. Eu trebuie să merg la biserică, să iau lumină, să mă duc la uh, cimitir, să duc lumină uh, celor pe care nu-i cunosc, dar datorită cărora sunt aici... Și bineînțeles că eu în ziua de Paște trebuie să merg la bunici. Ceea ce mi-a zis așa a fost răscolitor pentru că cumva m-a făcut să fiu mândră de mine. Înseamnă că am sădit acolo, în Sufletul lui, iubirea de Dumnezeu, iubirea de valori, iubirea de tradiții și atunci. Mi se pare normal și firesc că dacă a funcționat acest sistem, acest sistem să fie aplicat multor copii. Sunt mulți copii care uh, se simt singuri. Vine perioada sărbătorilor pascale. Poate nu toți părinții, bunicii reușesc să fie prezenți în familie. Pentru că tradiția noastră românească spune că uh, perioada Sărbătorilor creștine este perioada în care familiile se reunesc, comunitatea, vecinii împart bucurii. Și atunci sunt anumiți copii care se simt singuri. Din diferite și, cauze? Da, părinți plecați la muncă nu este vina lor. Dar ei ar trebui să știe că nu sunt singuri, că Dumnezeu este aproape de ei. Și Dumnezeu lucrează prin oameni. Și atunci tu, ca un bun creștin, ce faci? Încerci să uh, îl apropii cumva și îl înveți să facă o felicitare, să um, cerceteze o poveste, o istorie. Este atât de plină de pilde um, sărbătoarea dinaintea uh, Învierii Domnului, um, începând cu vinderea lui Iosif de către frații săi pe 30 de arginți, asemenea mântuitorului care a fost vândut de Iuda. Povestea smochinului care a fost blestemat pentru că el nu și-a făcut datoria să facă fructe. Ideea este că totul capătă o conotație magică. În acea atmosferă la care aderă majoritatea oamenilor. Este o atmosferă în care casa devine cosmosul divin, care trebuie împrospătat, trebuie curățat, trebuie pregătit pentru venirea Mântuitorului în mijlocul nostru venirea spirituală a bunătății, a frumuseții, a valorii, că de un fapt, te, vă rog, întoarcerea către aceste tradiții este o întoarcere periodică a omului către valorile fundamentale. Asta ar trebui să înțeleagă chiar și persoanele care se dezic de credința creștină. Lumina pe care noi o luăm în momentul învierii este viață, pentru că moartea înseamnă întuneric. Și atunci, lumina este ceea ce ne scoate din moarte. Trecerea pe sub masă în vinerea mare este o repetare a coborârii în mormânt, a lui Isus. Și vedem că foarte mulți tineri, deși sunt arătați cu degetul în societate, urmează tot acest traseu al mântuirii Domnului Isus Hristos, așa cum ne-ați dat exemplul fiului dumneavoastră, mm -hmm. care spunea că înainte de orice plan își dorește să fie în biserică pentru a lua lumină, mm -hmm. da? pentru a lua viață, pentru a duce viața mai departe. Și putem trage o concluzie din ce ne-ați relatată dumneavoastră Învățăm, cunoaștem, ținem pasul cu tehnologia, evoluăm Evoluăm intelectual, dar evoluăm și spiritual Corect, pentru că orice formă de evoluție spirituală înseamnă o evoluție socială Aceste mituri numite de unii um, au anumite funcții și una din funcțiile pe care o regăsim este cea pedagogică. Pentru că întoarcerea la um, valori, la sacralitate, uh, face ca această funcție pedagogică să se regăsească în, într-o funcție socială în ceea ce facem noi. De ce eu conștientizez că așa cum Dumnezeu a pus lumină în mine, mi-a dat suflet, eu la rândul meu investesc cu putere prin votul meu, că tot vor veni alegerile, da, pe cineva. Investesc cu putere, chiar dacă pare a fi nesemnificativ, el reprezintă o valoare. Și investesc pe cineva și cumva îmi construiesc o lume materială în care vreau să evoluez și spiritual. Este foarte important acest aspect. De aceea, nu putem să dezbinăm, să desfacem lucrurile. Ele se leagă și ele trebuie să legate într-un mod armonios. Chiar dacă puțin conștientizează această um, duplicitate, această transpunere, această. Um, Um, cum să-i spun, um, suprapunere a planurilor material, spiritual peste material. Ele există. Um, nu vreau să fac filozofie, nu vreau să uh, fac nici religie, vreau să spun că uh, tot ceea ce ne înconjoară are viață. Că um, Dumnezeu este în tot și în toate. Că noi oamenii, că suntem scriitori, că suntem artiști, că suntem uh, dansatori sau muzicieni, nu facem altceva decât să interpretăm, să reinterpretăm, să imităm uh, mișcarea din natură, uh, muzica și vibrația care există în, în jurul nostru. Doamna profesor, în zona noastră, în familie din zona noastră, pe Valea Râmnicului, se mai păstrează tradițiile? Păstrăm tradițiile? Lumea satului păstrează. În lumea satului se păstrează această tradiție. Ce este important de știut e faptul că sunt anumite bucate care sunt nelipsite. Și spun așa că avem pe lângă pregătirea spirituală cu, cu munca în gospodării, în, în, gospodării, în uh, munca câmpului, unde avem uh, bărbatul care trebuie să se ocupe de munca câmpului, uh, femeia care trebuie să se ocupe, ocupe de gospodărire uh, și de pregătirea bucatelor, avem. Uh, această reînnoire a veșmintelor. Pentru că în ziua de uh, Paști fiecare trebuie să poarte ceva nou. Înainte se țesea se, se la țară uh, pânza, se făcea cămașa cât mai înflorată, cât mai frumoasă. Nu am cunoștință că Acum se mai respectă această tradiție, este mult mai ușor, mai simplu să cumpărăm de -a gata, pentru că nu avem timp, nu pentru că nu ne-am dorit să fim creatori. Și în acest sens, pasca, cozonacul, drobul, mielul, reprezintă componente legate strict de sărbătoarea Paștelui. Și doar dacă intrăm pe ulița unui sat din apropierea municipiului Râmnicu Sărat în, perioada, în această perioadă, mai ales în săptămâna mare, simțim mirosul bucatelor, simțim atmosfera Sfintelor Sărbători, indiferent cât pizza, hot dog am mâncat pe parcursul anului, cozonacul, pasca, sunt lipsite de pe mesele creștinilor. Este un act de normalitate pentru un popor creștin și ce îmi place mie când merg prin sate și la pomii înfloriți. E atât de frumos și zumzetul albinelor și uh, toată această forfotă. E ca și cum toată natura Se ar lua, parte, da, ar lua parte la uh, ceea ce va să vină. Renașterea, nemurirea, de fapt, o, o renaștere uh, spirituală din dorința de purificare, din dorința de a elimina ceea ce este rău în noi. Pentru că vrem sau nu vrem, câteodată uh, răul poate fi un bun necesar, în contextul în care el te ajută să evoluezi spre bine. Pentru că nu conștientizăm binele dacă nu realizăm ce înseamnă răul. Și de fiecare dată avem nevoie de un nou început, nu? Cred că de o altă șansă. O șansă de a fi mai bun. Ideea este că exteriorul poate modifica ceva în noi numai dacă dorința, interiorul nostru se schimbă ceva și atunci eu merg la biserică, dar trebuie să fiu acolo eu cu Dumnezeu eu cu Divinitatea, cu Sfânta Treime mă duc la biserică și mă uit că nu știu cine s-a îmbrăcat nu știu cum, sau că nu știu, văd un defect și atunci nu este corect pentru că deja eu nu mai sunt acolo eu e alt cineva, e altceva și este un mare păcat pe care omul îl poate face în acest sens. E bine să fii tu cu divinitatea, este o formă foarte frumoasă, pentru că este o, o magie colectivă care cuprinde omenirea. Cum să ne bucurăm de Sfânta Înviere? Oh, e așa de frumos este atât de frumos, dacă ai persoanele dragi ție alături, dacă ai o vorbă bună și spui o vorbă bună, dacă ai cu cine ciogni un nou și să spui Hristos a înviat și să ți se răspundă adevărat a înviat, înseamnă că te raportezi împreună cu persoanele care te înconjoară la același set de valori. Și atunci este frumos, pentru că indiferent de celelalte divergențe, care pot să apară la un moment dat în viața omului, raportarea la adevăratele valori te scot din impas și te fac să fii fericit. Fericirea nu cred că o aduc banii. Fericirea o aduce liniștea sufletească, o aduce pacea interioară și o aduce credința în Dumnezeu treceam pe stradă mai de mult cândva. Și am fost abordată de două persoane. Ești singur, încercau să-mi dea un pliant. Și, nu știu, mergeam spre în, în școală. Oricum, în, și în, am refuzat. Zic, nu mulțumesc, nu, nu sunt singură. Cum poți să spui că ești singur când Dumnezeu te-a însuflețit, de la viață? Merge alături de tine că omul nu este singur. Discuția cu sinele poate fi discuția cu divinitatea. Poate fi um, o luptă pe care o duci cu răul din tine, dar poate fi și o victorie în momentul în care ești fericit. Să știți că eu sunt fericit atunci când fac daruri, nu când primesc daruri. Și așa ar trebui să gândim cu toții. Cu siguranță nu s-ar mai ajunge la atâtea cazuri de depresie sau alte afecțiuni întâlnite foarte des în rândul tinerilor. Depresia are și ea tratamentul ei? Sau formele de manifestare. De despălare, de gânduri negative. Eu pictez. <sus> și transform ceea ce, ceea ce este negativ în ceva pozitiv. Și este foarte frumos. Nu sunt o talentată, dar reușesc să, să mă descarc de ceea ce este negativ și să transform în ceva frumos, în ceva pozitiv. Poți um, să citești o carte dar legătura cu afirmația de mai devreme, că nu există singurătate, da? Atât timp nu. cât divinitatea Dumnezeu mă însoțește, nu există singurătate, nu există ideea de abandon. Tot timpul este cineva care mă poate ridica, mă poate ajuta. Ei, Aici intervine familia, dar intervine și școala, societatea. Înainte de 89 am avut o experiență nu prea plăcută. Nu puteai merge oricum la biserică. Era clar că se impuneau niște reguli și auzisem că nu dau satul, nu contează, undeva aproape, în apropierea râmnicului. Eu de obicei mergeam la bunica la Topliceni, unde mă simțeam foarte bine, pentru că jumătate din sat îi spuneau să rămână mama așa. Și eram foarte fericită așa, știam, eu mă gândeam că bunica mea a botezat jumătate din sat. Da. da. Nu, este un o, este o ritual care se păstrează încă nașul, nașilor și tot așa, să, și copiii să păstreze aceeași titulatură. Revenind la ce spuneam, m-am deplasat undeva în într-o comună aproape, să merg la înviere. Și ne fiind acolo din sat, eram un grup de, eram cu fratele meu atunci, eram puțin, eram un grup de tineri. Doar nici de a participa la un eveniment uh, important și să vedem tradițiile. Că în oraș nu prea se... Deja era alta atmosfera. Și am fost alungați. Am fost arungați, era, nu știu, dacă era dascăl sau ce era, nu contează, nu aveți ce să căutați aici. Și așa greu, mi-a venit atunci și am zis, Dumnezeule, nu se poate. Și în sinea mea am spus, cred că Pe eu dacă timp... plec, pentru că nu eram de acolo, de acolo. Nu. nu eram din locul acela, se întâmpla înainte de înainte de 1989. Nu eram de acolo, deci nu ne-a recunoscut, nu venisem să facem rău, venisem să participăm la un ritual creștin. Fără intenții de profanare sau mai știu eu ce altceva. Nu, nici măcar nu ne-a întrebat. Faptul că nu făceam parte din colectivitatea aceea l-a făcut să ne respingă. Teama de a o persoană nu din exterior, nu în condițiile știu, în care regimul de... nu da, permitea? Probabil, nu știu, chiar nu-mi dau seama. Uh, dar am gândit atunci, bine, o să plec, dar Dumnezeu va merge cu mine. Și am fost... Uh... era în sufletul dumneavoastră, da, clar. Și am zis în sinea mea, tu o să fii puțin mai sărac. <laughs> Pentru că... Dumnezeu știe că eu am venit aici cu intenții bune, și tu o să fii așa sărac. Dar am văzut cu, cu câtă căldură se întâmplă să fim întâmpinați în comunitățile rurale în momentul în care călcăm pragul Sfintei Biserici. Da, Acum. am mers um, într-un an la înviere, la slujba de înviere la Socrimei, în satul Pouza. Fostul județ rămâne cu sărată. Și preotul de acolo a avut o slujbă atât de frumoasă, ținută în curtea bisericii. Un loc atât de frumos, și oamenii erau atât de calzi, atât de simpli și frumoși. Mi-a plăcut foarte mult uh, acel moment, și cred că aș reveni cu drag acolo, la slujba de înviere, uh, chiar dacă preotul. Uh, în vârstă a ieșit la pensie, sunt convinsă că și cei care, cel care este acum face slujbe frumoase. Nu că nu vreau să merg la râmnic. Îmi place, merg, copiii merg la slujba de înviere. Dar este o aglomerație atât de mare și e îmbrânceală și câteodată ai vrea să nu pierzi farme cu... Ai vrea să, să fie acolo în, în miezul în, spiritualității și să te lepezi de păcate. Ori, în contextul în care cineva te îmbrâncește, altcineva cu lumânarea încearcă să nu știu. Sau ce mai spună o poveste sau da, împărtășesc o rețetă. Atunci zic doamne Dumnezeu, fac păcate și atunci mai bine, nu știu, mă refugiez în altă parte. S-a întâmplat să ascult slujba de înviere la televizor Și nu înseamnă că am fost mai puțin creștină Într-o alocuțiune, întâlnirea părintelui Constantin la De la pălticeni Prietenul tinerilor români Prietenul nu? tinerilor, da el a acceptat întrebări și unul din uh, copiii cu care eu am mers acolo l-a întrebat... Deci a fost prezentă, da, nu, da, da, păi, nu, nu un, online. Nu, 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 nu online, nu. Uh, l-a întrebat cum e părinte. L-am cunoscut am da, carte. Cu, <laughs> da, <laughs> cu să de la da. uh, Este un om extraordinar. Și l-a întrebat, părinte, zici, uh, dar... Uh, dacă eu nu merg la biserică și mă rog acasă și nu sunt mai puțin creștin și nu pot uita ce a spus părintele Constantin Necolo a zis nu e adevărat dar zice nu ești mai puțin creștin dar ești ca o mașină care funcționează și până la urmă trebuie să ducă să-și ia gaz sau benzină de la benzinărie Așa și tinerii zice, trebuie să meargă din când în când la biserică, chiar dacă nu merg tot timpul, pentru că vocea preotului este o voce avizată, este o voce plină cu har, care are menirea de a moraliza, dar și de a înălța spiritual tinerii, de a învăța. El este un învățător. De aceea este bine ca școala și biserica să conlucreze în modelarea sufletelor, în imprimarea valorilor, în uh, trasarea unor uh, drumuri corecte pe care tinerii să meargă. Uh, apreciez foarte mult uh, activitatea pe care părintele Emilia o face la Buzău și faptul că uh, l-am cunoscut personal și pe părintele Mila Faptul că a fost prezent în cadrul câtorva activități în Râmnicul Sărat conferă greutate activităților care au ca invitații în alții relații și persoane care sunt deschise la a învăța tinerii și în afara bisericii. De asta este foarte important pentru oricare. Și sunt pentru foarte multe că... proiecte sociale, proiecte educative demarate de Biserica Ortodoxă. Proiecte în care sunt incluși tinerii. Există și o perioadă săptămână a tinerilor ortodoxi organizată anual. Știți care este neajunsul acestor proiecte și activități? Faptul că nu poți cuprinde un număr mare de tineri. Chiar dacă tu gândești un proiect. Și vorbim de absolut orice proiect. Și la nivel școlar, și. Corect, de absolut orice proiect. În momentul în care, pe ce bază faci criteri criteriile de selecție? Ce criterii ai acolo când faci selecția respectivă? Eu lucrez pe grupe de vârstă, dar și pe clase. Pentru că te asociezi cu profesorii diriginți, te asociezi cu alți profesori. Arăți că aceste activități extracurriculare au rolul de a învăța copilul să gândească, de a fi funcțional, că vorbim de analfabeți funcționali. Ei, cumva Um, aplicația practică a cunoștințelor teoretice uh, capătă o altă dimensiune și copilul se raportează diferit la ea față de um, familie. În familie este făt frumos, este Ileana Cosânzeana și copilul nu are voie să spele vasele, copilul nu are voie să acolețe cartofi, sau mai știu eu ce, altceva. să facă dezordine și să nu su să nu mămica, nu în multe dintre nu situații. Știu. În general, spun, de ce spun asta? Pentru că din discuțiile purtate cu tinerii, constat că ei nu știu să țină un ac în mână, că ei nu știu să Prețuiască Un obiect confecționat Manual Și îl tratează așa, da. cu dispreț Și atunci tu îl înveți Tocmai în aceste cauze Da. Ne fiind rodul muncii Ne existând implicare Da, iar copilul trebuie să învețe Să coasă ceva Să știe să planteze o floare Nu le exploatezi tu ca școală. Dar ce este rău în a învăța să dea cu mătura? De a curăța ceva. E foarte ușor să spari semințe, să faci mizerie. Este foarte ușor să arunci peturi sau hârtii pe jos. Este simplu. În contextul în care ai coșul de gunoi lângă tine. Ce lipsește? se că în cele mai multe cazuri se manifestă părinții. Cu regret declară acest lucru, situații pe care le-am constatat personal de câte ori merg la locul de joacă cu copilul Ei, și îți pui întrebarea atunci: ce lipsește acelui copil? Educația? Formarea corectă? Îmi spunea un fost elev că acum că a venit, era plecat a fost plecat în Spania și acum că m-am întors în țară, mă uit în jurul meu și vreau să spun că mi este rușine să mai aruncă o hârtie pe jos. Lucru pe care, înainte de a pleca în afară, îl făceam cu ușurință. A recunoscut uh. elevul respectiv. Și l-au întrebat ce te-a făcut să-ți schimbi această părere. Și mi-a zis lumea în care am ajuns. Valorile pe care mi le-a imprimat. Ori, în această situație, este clar că noi trebuie să schimbăm ceva la nivelul colectivului. Degeaba nu arunc eu, nu aruncați dumneavoastră sau alte persoane anumite resturi. Degeaba fac eu o selecție corectă a resturilor menajere, dacă ele tot acolo ajung gotova. Pentru că um, educația uh, nu se. Face numai copilului. Educația se face indiferent de vârsta pe care persoana respectivă o are. Noi nu încetăm să evoluăm sau să involuăm. Depinde cum ne poziționăm. Sunt persoane care se limitează la un anumit stadiu, au evoluat până la, o, până la un anumit punct, după care nu mai citesc o carte. Și revin, tot revin la această întrebare: cine are sarcina educației? Părinții, școala, mai nou și din totdeauna, dar spunem mai nou, biserica, toate aceste instituții, fiecare și are părticica sa, nu există o graniță, e așa cum sunt materiile transdisciplinare și interdisciplinare, exact și aici, este un cumul de valori pe care omul îl deprinde de-a lungul vieții, dar știți, evoluția aceasta este o evoluție în spirală. Prima dată acumulezi un anumit set de valori de unde, din familie. După care, școala, grădinița îți imprimă un alt set de valori. Învățământul primar este o învățare printr-un cumul. Și fiecare își pune acolo amprenta. Și familia își pune amprenta. Eu îi spun copilului că trebuie să se spele pe mâini înainte de a mânca. El se va spăla pe mâini și acasă, se va spăla pe mâini și la școală. Eu îi spun copilului că nu este frumos să scuipe. Da? Și ne întoarcem la Sărbătorile Pascale și avem modelul când în joia mare, când a fost răstignit Isus și a fost scuipat și a fost lovit și a suferit foarte mult, nu patimile, patimile lui Isus, o suferință fizică și nu numai fizică și psihică spirituală, nu și-a și pierdut credința. Dar această suferință inumană pentru a răscumpăra păcatele noastre lumești și pentru care a plătit este greu de descris în cuvinte. Încercați să vă înțepați sau să vă tăiați la un deget și să puneți acolo oțet. Atunci veți avea în mic dimensiunea durerii, în mare, a Mântuitorului Isus Hristos. Și urmând acest model, acest exemplu pe care l-a dat Mântuitorul, nu trebuie să ne lipsească speranța, nădejdea, nu trebuie să le pierdem. Păi ne întoarcem acum la un alt mit. Mitul lui Prometeu și Cutia Pandorei. Când nu știu câți din spectatori știu, în linii mari, așa să conturez, Promete Prometeu este cel care a furat uh, focul și l-a dorit oamenilor. Focul ca simbol al uh, puterii pe care o are. Uh, de a-și face unelte, de a se încălzi, de a prepara hrana. Și oamenii au dus-o mai bine, dar zeii s-au revoltat și l-au pedepsit. Și cum l-au pedepsit? Au zămislit cea mai frumoasă femeie pe Pandora, pe care s-a îndrăgostit eroul nostru și care i-a dat o cutie în dar. Și ca în toate poveștile, în toată cutia ce, într-o cutie foarte frumoasă, spune legenda, povestea, miturile antichității, uh, Zeus a pus toate răutățile lumii, și boală, și suferință, și... Dar ce a lăsat omului acolo? Ce a rămas în cutie la sfârșit pentru oameni? Speranță. Se pare că speranța aceasta este ceea ce um, ne rămâne nouă oamenilor. Să credem că există o șansă a umanității în a merge spre bine. Ce vreau eu să conturez acum e faptul că această sărbătoare pascală. Învierea Mântuitorului Iisus Hristos Nu face neapărat referire la O înviere O continuitate a neamului omenesc În ansamblu său Ci e vorba de nemurire individuală Aici fiecare răspunde de faptele sale Fiecare poate nemuri Deci fiecare entitate Fiecare grăunte de lumină, are șansa sa la nemurire. Face o deosebită plăcere să vorbesc cu dumneavoastră, mai mult decât atât, să vă ascult. Cred că și elevii, și telespectatorii sunt în asentimentul meu. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. O ediție cu va urma, pentru că vă aștept să discutăm, să ne povestiți, să ne vorbiți, de fapt, despre alte subiecte nu le spunem la revedere telespectatorilor înainte de a le transmite un mesaj. Cred că în ultimii ani m-a încercat și mă încearcă un profund sentiment de iubire creștină pentru toți rămnicenii, pentru cei care sunt în rândnic pentru cei care nu sunt pentru foștii mei colegi pe care îi iubesc acum peste timp mult mai mult decât i-am iubit sau i-am prețuit cândva cred că am avut șansa și fericirea ca Dumnezeu să fie alături de mine și mă simt onorată că m-am născut aici că am uh, renăscut, să spun așa, într-o credință creștin ortodoxă că am alături de mine persoane profund credincioase și mă refer aici la soțul meu, care este un foarte bun creștin, alături de care am construit o familie frumoasă, pentru că lucrurile mari uh, sunt în genere mai multe lucruri mici. Eu cred că uh, și familia mea mică se încadrează în frumoasa și uh, prețioasa familia râmnicenilor care iubesc, cărora le dăruiesc un gând bun, luminos. Le spun sărbători fericite și să nu uite că, de fapt, putem face din fiecare zi o sărbătoare. Nu știm când va veni marea trecere, dar știm că fiecare moment al existenței noastre este imprimat acolo undeva în istoria nescrisă, dar scrisă pe alt nivel. Și că există um, o zi în care putem uh, să spunem da, mi-am făcut bine datoria, uh, sunt mulțumit de ceea ce am făcut și moștenirea mea este una uh, menită să fericească oamenii. Vă mulțumesc foarte mult, felicitări pentru toate activitățile și atelierele de creație organizate în cadrul Liceului Teoretic Ștefan cel Mare din municipiul Râmnicu Sărat. Vă mai aștept cu drag și sărbători cu bine! Îi mulțumim doamnei profesor Grațiela Rusu, vă mulțumesc și dumneavoastră, vă doresc sănătate, o seară liniștită și până data viitoare, numai bine, la revedere! Presa Libera trecere.